ziua! Salut! Vă supărați, putem să vă întrebăm dacă mergeți la referendum sau ați fost deja? Nu mergem, nu ne interesează. De ce? Pentru că e o chestie aiurea. La ce vă referiți mai exact? La tot. La tot. Ce se întâmplă acolo. Dar... E bine sunt mașina decât să merg acolo. Sau alte activități. E o țigănie ce e acolo. Ce vă aștepta să schimbe referendumul sau ce se va întâmpla după referendum? Nu va schimba absolut nimic până când nu se schimbă conducerea. Până când nu se schimbă... Dar știți despre ce este vorba referendum? Da, bineînțeles că sunt. Că doar nu sunt de cretin. Okay, ne puteți spune ce anume, la ce se referă întrebarea de pe buletin? La întrebarea se referă deja la Constituție, dar e luată altfel și înțeleasă de ce altfel. Întrebarea este pusă de... Dacă sunt de acord cu... o revizuire la Constituție, dar ei urmăresc altceva acolo. Chestia asta care e cu homosexuali și cu căsătoriile astea e mai de mult în Constituție, nu e numai de acum. Apoi ce să aștept? Ce vor șefii? Nu depinde de noi. Dar am făcut datoria, asta depinde de șef. Dar despre ce credeți că este referendumul? Referendumul? Sexurile două să împerecheze, să facă o familie, da. Eu știu că m-am însurat, am făcut doi băieți, ăsta știu, da. Nu că cu un bărbat sau femeie cu femeie. Da. Ați fost la referendum sau urmează? Am fost dimineața. La ce vă așteptați? Păi noi am vrea să iasă cu bine. Deci, ceea ce s-a prelucrat în Parlament, să iasă bine, să fie cum a fost soț și soție, nu aiurea. De la biserică v-a spus părintele cum să votați? Da, ne-a spus și doar ne-am informat și am cum să... ce-i bine. Oamenii foarte, foarte... Nu realizează că așa. Trebuie să aduci bine la țară. Trebuie să aduci bine, nu poți să fii cu, să zici mai, vai de mine ce pot să accept eu oamenii care își doresc căsătoria bărbați cu bărbați sau femeie cu femeie. Au fost, avem aici în cuvântul din ei spune că s-a distrus lumea atunci cu potopul, din cauza acestor nelegiuiri, că sunt niște nelegiuiri foarte mari în față la Dumnezeu, care Dumnezeu nu le acceptă. Dar oamenii trebuie să-L cunoască pe Dumnezeu ca să cunoască aceste cuvinte. Da. Uitați ce ne scrie aici un cuvânt adevărat, care pur și simplu nu-l putem să zicem că nu e adevărat. În Genesa 2 ne spune aici, în 15, Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Amin. 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 Domnul să fie lăudat. Această carte nu e o carte în care spune povești, nu e o carte în care spune minciuni. În cartea asta este numai adevăr și porunci care noi trebuie să le împlinim. Noi dacă nu le împlinim astea, o să ajungem mult mai rău, nu numai noi, ci și copiii noștri, nepoții noștri, și noi pentru ei trebuie să luptăm. Pentru ei, alături de cei dragi ai noștri și alături de țara asta, pur și simplu, fiindcă țara asta merită mult mai mult decât credem noi. Dumnezeu să hotărască, Dumnezeu să poarte de grijă tuturor locuitorilor țării acestea și întregii lumi. A Lui să fie slava în veci. Amin. Chiar și oamenii aceștia care sunt în situația în care sunt. Mă rog, nu știu în ce privință, cum au devenit ei așa, dar
Este cale de întorcere. Ei nu trebuie să fie necăjiți, supărați, că și ei sunt oameni din suflet, din inimă, din corp, din carne, așa mai departe, dar ei trebuie să caute pe Dumnezeu și cu ajutorul lui Dumnezeu ei pot să revină. Bună ziua, nu vă supărați. Bună ziua, dragă. Ați fost la vot, veți merge? Acum, pe loc mă duc să rămână. De ce mergeți? De ce e important pentru dumneavoastră? Votul, nu? Pentru ce? Ca să fie schimbat textul din Constituție. Textul contează. Și la ce vă așteptați? La ceva bun. Pozitiv, ceva pozitiv. Ați fost la vot sau veți merge? Încă nu am fost, dar o să mă duc după masă. Da, o să mă duc. De ce votați și la ce vă așteptați? Păi la mai bine. La mai bine. În ce sens? Ce credeți că va schimba acest referendum? Sper că va înțelege lumea că totuși o femeie și un bărbat poate să alcătuiască un cuplu. Mergeți? Astăzi nu. Că n-am fost nici ieri, atunci nu mă duc nici astăzi. De ce nu mergeți? Eu m-am însurat, am copii, am nepoți, cei care n-au să fie sănătoși. Pentru că suntem creștini și sperăm să fie adoptată legea asta, deci să fie în Constituție. Și asta am vrea, să rămână tradițiile creștine și să rămânem așa, cum am fost și cum ne-a dat Bunul Dumnezeu. La biserică v-a spus părintele ce să votați, cum să votați? Da, a spus câteva cuvinte să ne îndrume spre drumul deci pe unde am pășit și până acum. Dar v-a spus unde să puneți ștampila, pe ce să puneți ștampila? Nu, așa ceva nu. Așa ceva nu, da. Sper că am pus bine, că ne uităm la televizor și în media, deci sper să fim la zi cu treburile. Păi să nu fie bărbat cu bărbat, să fie femeie cu bărbat. Sau cum? Așa am înțeles. Păi la ce credeți că se referă referendumul? Ce credeți că va schimba? Nu știu. Deocamdată nu știu. Adică nu știți mai exact de ce, pentru ce votați atunci? Ba da, pentru că să fie femeie cu bărbat, nu soț, știți cum a fost și până acum. Sau cum am înțeles eu, să nu fie bărbat cu bărbat și femeie cu femeie. La biserică v-a spus părintele sau preotul ce să votați, cum să votați? Da, nu am fost, dar la biserică a zis. Ce anume a spus? Nu aici, la băiatul meu, unde el îi... La Pentecostal. Acum vreau să mă duc. Și de ce e important referendumul pentru dumneavoastră? De ce votați? La ce vă așteptați? Să nu fie bărbați cu bărbați, femeie, pereche, bărbați și cu femei. V-a spus și părintele ce să votați, cum să votați? Nu.